emisiune electorală de promovare. Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii votează, o emisiune electorală de promovare a candidaților care își doresc să vină în fața dumneavoastră și să-și prezinte proiectele și viziunea pe care o au pentru a continua sau pentru a veni cumva și cu elemente de noutate în ceea ce privește dezvoltarea comunității pe care își doresc să o reprezinte în următorii ani. După cum bine știți, în data de 9 iunie vor avea loc alegerile locale, dar și cele europarlamentare, zi în care toți hunedorenii care au drept de vot sunt așteptați la urne pentru a alege pe cei care își doresc să-i reprezinte pentru următorii 4 ani. Astăzi ne canalizăm atenția asupra municipiului reședință de județ Deva și încercăm să aflăm cât mai multe aspecte în ceea ce privește proiectele pentru dezvoltarea acestei comunități. De la invitatul meu, domnul Călin Constantin Moraru, candidat PSD pentru funcția de consilier local al municipiului Deva. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua și vă mulțumesc de invitație. Este o campanie, să spunem așa, în linii mari, destul de liniștită, cel puțin în aparențe deocamdată, asta și din ceea ce ne mai spun ceilalți candidați. La Deva putem spune același lucru, că este o campanie electorală liniștită până acum? Este o campanie electorală, nu știu cum, în ce măsură liniștită sau foarte agitată. Important este ca noi să reușim să ne aducem ideile în prim planul oamenilor, important este să ajungem în fața cetățenilor Devei și să ne expunem viziunea noastră despre viitorul Devei. După cum știți, eu sunt deja consilier local din mandatul 2020-2024 și sunt inginer ca profesie și deoarece îmi doresc să mă implic în continuare în administrația locală, mă regăsesc pe listele candidaților Partidului Social Democrat la Consiliul Local Deva. Aveți parte deja experiență pe această latură de consilier local și în relația cu cetățenii. Cred că ați reușit cumva să stabiliți de fapt o relație destul de apropiată cu cetățenii, pentru că până la urmă sunteți vocea devenilor. Da, aici acesta este rolul unui consilier local, până la urmă, să umble cu agenda în teren, să identifice situațiile sau problemele cetățenilor sau anumite situații din teren pe care să vină și să le transpună într-o parte legislativă, ca să zic așa, în Consiliul Local. Ca să înțelegem că nu prea am văzut foarte des care este rolul unui consilier local. În Consiliul Local se propun proiecte care au un cadru legal în spate, bineînțeles, în baza ordonanțelor de guvern sau a hotărârilor de guvern și se pot acomoda, ca să zic așa, și plia pentru orașul și societatea din care facem parte. De exemplu, o problemă la noi în oraș am identificat-o în 2021 cu platformele de deșeuri din construcții. Fiind și în domeniu, am realizat că nu avem și s-a observat că deșeurile din construcții, cele generate din gospodării, mă refer, nu cele foarte mari sau voluminoasele, nu aveai unde să le pui ca să le poți gestiona în mod corect. Și astfel în 2021, că mi-am notat aici că îmi se spune că... Sunt multe cifre. Nu, dar știți cum se spune, că un creion scurt e mai bun decât o memorie lungă. Am în 2021, în luna martie, am făcut un referat pentru aprobarea înființarea unei platforme de colectare a deșeurilor din construcții și dezmembrări și voluminoase. Chiar atunci am umblat cu administrația, cu domnul director de atunci, executiv, și am fost inclusiv la Agenția de Protecție a Mediului, am făcut niște pași importanți, din păcate nu prea am găsit cadru legal, ni s-a cerut să găsim să identificăm și un valorificator, a fost destul de complicat,
Dar ce vreau să subliniez, că a fost o idee destul de inovativă pentru noi, deoarece, uite, prin calendarul propus prin PNRR se menționează înființarea și operaționalizarea a 250 de centre de colectare cu aport voluntar, care sunt exact ceea ce am vrut noi. Și DEVA acum construiește unul exact pe terenul identificat de noi atunci. Și este o problemă generalizată cumva, pentru că în întreg județul și probabil că în multe zone din țară există această problemă a deșeurilor voluminoase, a celor provenite din construcții și aici ne referim, exact cum spuneați puțin mai devreme, și lucrările care se desfășoară la locuințele unor oameni și le regăsim de cele mai multe ori la periferia orașelor, a comunelor și așa mai departe, lucru care este sau cel puțin pare destul de greu de gestionat în ultima perioadă, dar iată că există și soluții pentru a mai diminua cel puțin acest fenomen. Sunt soluții, este viziune, important e ca noi să reușim să le implementăm și să le accelerăm. De ce am început cu acest subiect? Pentru că împreună cu Lucian Rus, candidatul nostru la primăria municipiului Deva și cu siguranță primarul municipiului Deva din octombrie, Lucian Rus, avem o echipă cu o viziune și cu un aport care vrem să-l aducem de energie și bazându-ne, bineînțeles, și pe ideile celor mai în vârstă, dacă vă uitați pe lista noastră de candidați. Asta e vorba într-o echipă, nu? Să existe o bază în unul celălalt. Cea și mai lista de candidați, spuneați puțin mai devreme despre ea, e destul echilibrată. Este echilibrată, da. Sunt personalități și colegi care s-au implicat total în viața de zi cu zi și în dezvoltarea orașului Deva. Ne-am dorit foarte mult, de exemplu, iar vă zic o idee pe care puteam să zicem că atunci era prea la început, n-au înțeles-o lumea, am încercat să acordăm un voucher pentru un scop medical pentru femeile însărcinate. Nu am reușit să găsim cadrul legal și uitați OG 34 din 2024 sau cel puțin așa ni s-a spus că nu este un cadru legal, deși exista precedentul la București. Acolo se dădeau vouchere medicale pentru în scop medical pentru femeile însărcinate. În 2024 OG 34 specifică procedura de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți și mecanismul de implementare a acestora. Deci eu cred că dacă am avea o mai bună viziune sau un mai mult curaj, am putea face mult mai multe și am accelerat, cum zic și cum am mai zis, dezvoltarea acestui oraș. Bineînțeles că zici, multă lume îmi spune, păi ești consilier local, trebuie să te implici, de ce nu avem mai, de ce nu facem mai mult? Să știți că nici nu știu cum să zic, acum multă lume zice, păi dacă cei rău ați fost în coaliție, cei bun actuala conducere își asumă. Eu cred că toți suntem asumați și dacă toți am participat și la lucrurile bune din acest oraș, și actuala conducere a participat și la lucrurile mai puțin bune și care nu au dus într-adevăr la o dezvoltare liniară a acestui oraș. Și cu siguranță cetățeanul ne va spune în data de 9 iunie dacă lucrurile bune contrabalansează lucrurile mai puțin bune care puteau să fie aduse în acest oraș. Sunt multe, probabil, problemele pe care vi le semnalează cetățenii. Unele dintre ele, așa cum spuneați, pot fi reparate, așa între ghilimele spus, de către un consilier local, dar asta doar dacă toți ceilalți sunt de acord cu acest lucru. Toți sunt de acord, dar să știți că întotdeauna revenim iară la alianță. Nu e chiar așa. Aparatul susține actualul primar. Întotdeauna proiectele vor avea prioritate ale conducerii, ale primarului. Degeaba ești într-o alianță.
Și trebuie să găsești cadru juridic. Eu nu pot să mă duc, un consilier nu o să poată niciodată să ducă, mă duc în primărie și zic că fac trecerea de pietoni pe strada Cutărescu. Pentru că vei întâmpina o grămadă de probleme. Păi te-ai dus și ai vorbit la poliție, la direcția de urbanism, ai vorbit de multe ori singur trebuie să te descurci și să găsești un cadru legal. Bineînțeles că în primărie, în partea executivă a primăriei sunt, oamenii te ajută și încearcă să rezolve situațiile și să ți le îmbrace într-o hotărâre de Consiliu Local și să-i dea o formă juridică, dar v-am zis, prioritizarea o face întotdeauna cine conduce primăria și cu toate că ai vrea și ai idei bune, cum și am să vă mai zic și am demonstrat, poate nu reușești să le aduci și în prim planul ședințelor, să le pui pe ordinea de zi, pentru că nu, prioritatea este alta, clar, viziunea este alta. Spuneați această alianță politică, dar oare nu ar trebui făcut o alianță împreună cu cetățenii? Da, ce am văzut, foarte bine a surprins aici, relația cu cetățenii este cea mai importantă. Indiferent că ești consilier local, că ești viceprimar, că ești primar, nu trebuie să întrerupi relația cu cetățenii. De aici Lucian Rus, împreună cu echipa lui, vrem să implementăm un sistem de colaborare directă cu asociațiile de proprietari, să o luăm pe fiecare cartier. Trebuie să facem o treabă piramidală. La noi s-a pierdut un aspect. Eu nu trebuie să vin să-i spun omului de ce are nevoie. Noi trebuie să mergem la oameni și să știm ce au ei nevoie. Într-adevăr, poate să vină un arhitect și să-mi arate, uite, un proiect frumos, futurist, uite ce frumos arată în Cluj, hai să-l băgăm și noi în cartierul Dacia. Nu o să meargă niciodată, nu o să mulțumești. De aici... Lucian a zis trebuie neapărat să punem bază pe discuțiile cu oamenii, să venim cu mai multe variante, 3, 4, 5 variante și în urma unor ședințe generale pe cartier cu președinții de asociație, cu administratori, cu locuitori, să hotărâm ce e mai bine pentru ei. Pentru că nu e așa, vor să vină și zic că facem trecerea pentru Grigorescu, facem pasarelă, este foarte frumos, merge la București, merge la Cluj, merge la Craiova, sigur merge și la dumneavoastră. Nu merge chiar așa, zonei. Exact. Trebuie adaptată nevoilor zonei respective. Platformele, că revin aici, fiind angajat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Gestionare Deșeuri, platformele că aici. Și vreau să răspund în mod clar celor cu care mai vorbesc. Nu sunt gestionate de Consiliul Județean aceste platforme de deșeuri din orașul Deva. Consiliul Județean niciodată nu va veni să facă curățenie într-un oraș sau anume. Curățenia este făcută în oraș de serviciu gospodăresc al orașului, de serviciu care se ocupă de stradal și, bineînțeles, deșeurile din platformele de deșeuri de către operatorul de gestionare de colectare. Dar tu, chiar dacă nu ai, ce să zic, cel mai fericit caz, că acum nu intru în detalii, că suntem într-o tranziție cu operatorul de colectare de deșeuri, dacă nu ai cel mai fericit caz, suntem în implementarea unui proces, tu ar trebui să vii în ajutor și să faci niște demersuri care să ajute cetățenii. De exemplu, eu ca devean nu mă mândresc cu faptul, să zic așa mai elegant, nu mă mândresc cu faptul că mai avem blocuri, turnuri pe centrul orașului cu tubulatură pentru deșeuri.
Am încercat să găsim un sprijin pentru cetățeni, acele tubulaturi care se aruncă la grămadă și se, dacă vă vine să credeți, se colectează cu lopata și se încarcă într-un container. Pentru că cei oameni nu pot să depună selectiv sau și dacă o fac având acel sistem în continuare, exact. Este destul de complicat. Este complicat să pui separat deșeurile. Trebuie să venim neapărat în întâmpinare, să găsim și sunt soluții, sigur că sunt soluții, dar oamenii trebuie să le înțeleagă, oamenii trebuie să vină din partea primăriei și să le expună concret printr-o hotărâre de Consiliu Local. Deci, legea, știți cum este? Legea este ce pot să fac sau ce nu pot să fac. Ei, dacă noi o vedem și o interpelăm și le spunem la oameni că nu pot să fac, că nu mă lasă legea, nu o să avem niciodată o soluție și o rezolvare. Trebuie să luăm legea și cu ce pot să fac. Clar că poate nu... Va fi mai multă muncă, cu siguranță. Mai multă muncă, exact. Dar pentru asta sunt oamenii din aparatul executiv pentru muncă și să știți că au deschidere, dar probabil le mai trebuie și câte un îndemn. Am cunoscut oameni extraordinari în primărie, și cu siguranță voi colabora cu ei în continuare, din punctul ăsta de vedere al legislativ cu executiv. Lucrurile vom aduce pot și vom, funcționa vom, foarte bine. Da, vom aduce o accelerare a tuturor ce se întâmplă în oraș acum. De ce considerați că mai are nevoie DEVA în prezent? Care ar mai fi poate proiectele pe care le propuneți devenilor în această perioadă? Are foarte multe nevoie. Acum DEVA este un oraș foarte mare și problemele nu se rezolvă cu formarea unor cartiere, să zic, am făcut anumite porțiuni din DEVA și totul în regulă. DEVA are, în primul rând, oamenii din DEVA, că asta înseamnă DEVA, acasă este DEVA, cum îi place la Lucian și cum o spunem noi. Oamenii au nevoie, nu DEVA are nevoie. Oamenii au nevoie, în primul rând, să fie mai aproape de conducere. Oamenii au nevoie de lucruri destul de simple și ca să bagi oamenii, nu să-i bagi în seamă, ca să-i pui în valoare. Nu, oamenii nu trebuie să fie băgați în seamă, trebuie să le pui în valoare, că multe idei le iei de la ei. Cel mai simplu și cel mai concret fapt este să faci bugetarea participativă. Deci să le dai voie să vină la tine în primărie și să-ți spună în cadrul unui proiect pe care să-l ajuți ce vrea el la el acasă. La el acasă, în DEVA. Și eu așa am văzut și așa cred că prin lucruri mărunte puse toate unul lângă altul se pot construi lucruri mărețe și atunci dacă oamenii sunt fericiți la ei acasă și DEVA e altceva. Ar fi o altfel de atmosferă, că altfel de multe de atmosferă. Ori ne uităm la ce se întâmplă în unele orașe mai mari, mai dezvoltate decât ce se întâmplă aici și vedem de cele mai multe ori oameni mult mai zâmbitori pe stradă, ceea ce este un semn foarte bun. Cred că asta vă doriți până la urmă și pentru DEVA. Da, exact. Foarte bine ați specificat aici. Îmi doresc să văd oamenii mai zâmbitori. Sunt foarte apropiat de zona Micro 15, de exemplu, și acolo vreau să văd oamenii veseli. Un proiect drag nostru, nou, care l-am început și este să formăm un hub educațional, de exemplu, în zona atelierelor de la Hurmuzescu, fostul liceu de construcție, acolo în spate. Este o clădire care am reușit, printr-o cerere la Ministerul Educației, să o desprindem de minister și să o aducem primăriei, unde putem genera mai multe ateliere pe tot felul de educație non-formală unde copiii pot să-și găsească vocațiile. Se pot face acolo și două săli de sport, pentru că nu avem spații pentru sportul de masă, spații acoperite. Și vă dați seama ce bine ar fi ca să știi că nu ajungi la ora 16, la ora 17 acasă și știi că are copilul tău, este într-un loc sigur, într-un loc supravegheat și... Și are activități specifice vârstei, mai ales în zilele noastre cu atât de multe tentații. Că mi s-a spus că este Palatul Copiilor. Deci nu, este total diferit de ce se întâmplă la Palatul Copiilor. Acolo
copilul într-un hub educațional va fi liber să-și aleagă și să facă ce vrea el, fără un program foarte riguros, foarte stabilit. Bineînțeles, sunt atâtea asociații non-guvernamentale care nu au unde să-și desfășoare activități și atunci vor putea să intervină acolo în zona asta și să creeze activități cu copiii respectivi. Mi se pare un lucru important pentru DEVA ca să avem o zonă unde ne știm copiii în siguranță. Și într-adevăr, vis-a-vis de ceea ce spuneați cu anumite ONG-uri, anumite asociații care au în grijă poate anumiți copii, anumiți tineri, mi-a venit acum în minte o asociație care se ocupă de persoanele cu sindrom Down și care într-adevăr caută de prea mulți ani, aș spune eu, un spațiu adecvat în care acești copii, acești tineri să-și poată desfășura poate mai multe activități decât o fac acum într-un mediu care nu este întocmai organizat, să spunem. Deci, iată că ar putea să existe în municipiul Deva un astfel de centru destinat până la urmă tuturor celor care își doresc să aibă și alte activități, doar că într-un mediu organizat și sigur. Sigur și non-formal, fără să pui bariera aia de catedră între educator și copil. Mi se pare un lucru absolut important într-un oraș, mai ales cum este Deva. Am mai vorbit de viziune și vă mai zic, uitați, nu mai știu exact în ce, că aici mi-am notat mai multe, tot prin anul 2021 am vrut să aducem anumite facilități donatorilor de sânge, că era o mare problemă atunci cu donarea de sânge, da, exact, și nu reușeam nici cum să conștientizăm persoanele să vină și să doneze sânge, în fine. Acum lucrurile cred că s-au mai schimbat din acest lucrurile s-au schimbat, dar nu mai știu exact ordonanța de guvern care a schimbat acest lucru, pentru că tot atunci noi nu am găsit cadrul legal, că este de dublare de finanțare. Ei, acum văd că se poate, guvernul ne lasă la latitudinea consiliilor locale ca să dea hotărâri pentru diminuarea impozitului pe clădiri celor care dovedesc au minim 3 donări de sânge. Și ca ați zis de ONG-uri, să știți că nu ne-am lăsat și am încercat prin cadrul organizațiilor non-guvernamentale din Deva, prin puterea exemplului, să încercăm să facem oamenii să vină să doneze sânge. Cât de mult contează această putere a exemplului atunci când vorbim de consilieri locali, de primar, de viceprimar, de tot ceea ce înseamnă această parte a administrației locale? Că uneori pare că lucrurile sunt așa cumva închise într-un birou, primarul este acolo, își vede de treaba lui, consilierii locali merg, votează, cam asta se vede uneori din exterior, doar că poate ar trebui să fie mai mult de atât. De asta întreb, cât de mult contează? Contează foarte mult, de exemplu, iară ne întoarcem concret la noi, puterea exemplului dat de colegul nostru Lucian Rus. Și pe mine personal m-a susținut, de exemplu, sunt proaspăt antreprenor. Niciodată n-am avut bani să... Vorbesc concret din experiență proprie, nu am de ce să vin. Și cu siguranță se regăsesc mulți în povestea dumneavoastră. Niciodată nu am avut bani să-mi deschid un startup, să-mi deschid o firmă și întotdeauna mi-am dorit să pot să încerc și eu. Cred că acum Ministerul Economiei a făcut lucrul cel mai bun lucru care a putut face este ca să prelungească lista cu cei cu cofinanțare, ca să nu mai a fost în 2022, nu știu să nu greșesc, și în 2023 nu s-a reluat iară procedeul, s-a continuat lista cu proiectele eligibile, care ai avut punctaj, dar n-ai luat din cauza că n-ai avut cofinanțare suficientă, pentru că acum știm cu toții, la 200.000 de lei, dacă vine cineva și pune o cofinanțare de 100.000 de lei, clar are a trecut. Întâietate, exact. Și de când e el acolo, acum că ministru secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Are o viziune extraordinară, a fost o viziune extraordinară și pe mine, cel puțin personal, m-a ajutat extraordinar treaba asta, care am mai încercat să aplic la startup și n-am reușit, pentru că tot timpul se relua procedeul și iar începea și iar veneau alții. Am văzut cofinanțări și de 70-80%, ceea ce mi se pare pentru... E descurajant pentru cei care își doresc exact. Și sunt acum la început de drum în
antreprenoriat. Și de câte ori am luat legătura sau încercat să iau legătura cu el, îmi scria înapoi, nu putea să răspundă la telefon, sună-mă după ora 9, putem să ne auzim la ora 10, Se întâmpla acest lucru? Și așa se întâmpla, dar vreau să zic că tot timpul era implicat la lucru și tot timpul zicea, hai dacă putem să ne auzim diseară, hai că vin în weekend, hai că e foarte prins și probabil că dacă nu reușești sau să mai insiști, dar a fost, cum să zic, aici el a fost puterea exemplului pentru că m-a impulsionat să-mi doresc să continui alături de el în această competiție electorală, O vedem ca și o competiție electorală, bineînțeles, sau un procesul care va urma de implicare în Deva. Așadar, contează foarte mult și puterea exemplului. Iată un exemplu simplu pe care ni l-a dat astăzi și care cu siguranță este și în care se regăsesc mulți dintre cei care ne urmăresc. De ce vă doriți să continuați această cale în Consiliul Local Deva? Contează și liderul? Contează liderul. Acum am dat exemplu, unul la mână. Contează viziunea, da, liderul, viziunea cu care vine și am simțit-o pe propria piele, o viziune bună. Contează oamenii. Și oamenii. Acum poate sună așa că o cer oamenii. Nu neapărat că o cer oamenii, dar mai sunt atâtea probleme de rezolvat și mai sunt proiecte începute și lucruri pe care simt eu că se pot face mai bine. Vă doriți să vă implicați mai mult în mai mult. Și acum, probabil, dacă m-ați fi întrebat, poate în 2022 nu eram așa de hotărât pentru că nu aveam experiență. Acum, cu siguranță, pot să vin și să implic altfel și aparatul primăriei pentru că avem deja o altă relație, știm cum trebuie abordate lucrurile și mai ales dacă vom avea majoritatea și primarul din partea noastră, cu siguranță, viziunile noastre vor zburda. Și cu siguranță va fi altfel. Îi simt și pe oameni că vor fi și sunt deja alături de noi, să știți. Sunt mulți cei care vă susțin în această perioadă? Sunt mulți, din toate domeniile. Sunt mulți și simt încurajările lor, cu siguranță le simte și Lucian. Și cu siguranță suntem pe un trend foarte bun. Foarte, foarte bun. Deva are, pe lângă această problemă a deșeurilor, să spunem, care, repet, este generalizată. În întreaga țară avem aici probleme și în ceea ce privește colectarea și în ceea ce privește până la urmă modul în care sunt reciclate sau cât la sută dintre deșeuri sunt reciclate. Și aici cred că ar trebui cumva considerați dumneavoastră că ar trebui făcut poate o informare mai agresivă pentru că și cetățenii au o importanță foarte mare în modul în care sunt gestionate aceste situații, aceste probleme. Și o informare mai agresivă sau dusă agresivă pe partea altă către coerciție chiar, aici nu prea găsim noi multă implicare din partea autorităților să vii și să le interzici anumite aspecte. Sistemul, să știți că este foarte, foarte bun al județului Hunedoara, că ați spomenit că nu este numai problema Devei, dar nu știu cum să zic, cel puțin pentru Deva, e ca și cum ai un Windows 11 și tu ai un PC din 2012. Și nu reușești să faci să funcționeze la capacitate maximă acel calculator. Ți se încinge, dă rateu, Windows-ul loading. Sistemul este unul extraordinar și acum va fi și mai îmbunătățit sistemul de implementare al de management integrat al deșeurilor din județul Hunedoara. Noi trebuie, până reușim să implementăm acest, trebuie să venim cu părticica noastră, cu partea noastră, am avut ședințe cu asociațiile, să vedem, să găsim soluțiile concrete care trebuie făcute în teren. Și pe lângă, am încercat să ducem mobilier, de exemplu, să punem mobilier, containerele noi, am fi vrut să am sprijinul primăriei, alte primării au reușit să îl implementeze și
nu că ajutai operatorul, că operatorul care va veni nou contract va fi nevoit, obligat să plătească o redevență operatorului, municipalității, orașului, unde regăsește acele mobiliere în teren. Și atunci puteam și să venim în informarea mai agresivă către cetățean, pentru că de multe ori asta ni se reproșează. Ok, tu îmi ceri mie să pun separat, dar unde? Exact, unde? Unde? Dă-mi infrastructura. Suntem la final de emisiune, o să vă rog să le transmiteți un mesaj de venilor, pentru că 9 iunie, alegeri locale europarlamentare, vă rog. În primul rând, mesajul cel mai important e să ieșiți toți din casă în data de 9 iunie și să mergeți la vot. Cel mai important lucru, nu lăsați și nu credeți că nu se mai poate schimba. Se poate schimba. Alții au îndrăznit, alții au făcut-o și întotdeauna ce este bine, dacă avem puterea să trecem peste comoditate și să mergem să votăm cu ce ne indică sufletul, va fi bine și pentru orașul nostru. Veniți în data de 9 iunie, votați candidații Partidului Social Democrat la Consiliul Local, votați Lucian Ioan Rus la Primăria Municipiului Deva. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență, mult succes vă doresc. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV, numai bine!